E totul spre bine. Asta e de aur? Mare update din Arabia Saudită. Aterizat în mijlocul Delhi-ului. Sorry? Sifi! Sifi, what Sifi? What is Sifi? Acum au avut chiar miros, cum miroase pe trenuri a India. După multe zile de strâns totul de pe aici din casă, de mutat mobilă, de mutat cutii, de făcut bagaje, o venit în sfârșit ziua să plecăm de aici. Încă mai avem de închis bagajele, care bineînțeles că depășesc kilogramele pe care trebuie să le avem cu noi. Însă, pentru că nu mai avem ce face cu lucrurile și singura variantă ne rămâne să le aruncăm, o să le cărăm până la Piatra, la Bogdan Acasă, unde mergem astăzi, și o să mai lăsăm acolo o parte din ele. Spuneam noi că o să facem un vlog în care vă arătăm ce împachetăm, ce avem la noi, dar nu s-a putut face pentru că am fost pe fugă săptămâna asta, așa că ne mobilizăm și îl facem zilele următoare în funcție de cum reușim să ne încadrăm un kilogram. Hei, nu mă lângă papă! Cine n-ar mai merge cu tastatura după el prin lume? Mi-am dat seama că ultima oară n-am putut să lucrez foarte bine pentru că super înalt și nu prea găsesc birouri sau mese înalte și stau super cocoșat și întins pe laptop, așa că am zis că de data asta să luăm tastatura după noi și bineînțeles o măsuță din aia care se ridică pentru laptop. Am aici ultimele rochii primite de la Margo și de la Laura, Chirița, și trebuie să vină. Aoleu, trebuie să vină și ele aici, măcar până la Piatra. Și mi se pare că nu mai putem închide bagajul. Am reușit cumva să facem și ordine în toată casa, să eliberăm totul, să ne spălăm și pe noi, să închidem și bagajele. Deci pentru mine e o victorie, chiar și așa. Unde e pufi să gândești? Nu vine să cred cât de gol e totul. E și ecou acum în casă. Așa a rămas sufrageria, vă amintiți cum arăta când am început să împachetăm totul? Bucătăria și ea pustie, biroul arată cam așa, paleta și camera de sus a rămas și ea goală. Nu-mi vine să cred că a venit momentul să ne despărțim de casa asta care ne-a fost atât de dragă. Dar mergem înainte. Pe lângă casa propriu-zisă, care e foarte spațioasă, aveam și terasă acolo jos și loc pentru parcare, ne-a plăcut foarte mult faptul că nu mai sunt case aici în zonă, sau, mă rog, foarte aproape de noi. În față este livada, acolo se vede orașul și e extrem de frumos, mai ales seara. E aer proaspăt, dar o să găsim noi un alt loc de genul ăsta pentru când o să vrem să ne construim propria noastră casă. Adio, apartament iubit! Gata, suntem pregătiți, ne-am luat și noi la revedere de la vecini. Avem două familii aici lângă noi cu care ne-am înțeles foarte, foarte bine. Ne sunt foarte dragi și abia așteptăm să ne întoarcem, să stăm la un grătar și la povești anul viitor. Am vorbit și cu proprietarul, ne-a spus cam ce are de gând cu apartamentul, o să-l dea din nou în chirie la un preț ceva mai mare decât l-am avut noi, pentru că noi am închiriat aici în 2020 și de atunci s-au schimbat foarte mult lucrurile. Parcă nu vine să cred că plecăm și că nu o să mai călcăm în casa asta. Cum, ba da, fii că ne întoarcem. O să, da, o să stea altcineva aici. La vecini mergem. Da. Și venim și la o să venim, o să batem la ușa la oameni să le spunem, bună, ne lăsați un pic să aruncăm în ochii asta și noi aici 3 ani de zile. Da. Se încheie un capitol oficial. Începem un altul. Orță. Și sperăm să fie cel mai bun. Este cel mai bun. Nu plâng. Of.
sunt fericită în general, dar despre momentul ăsta nu știu ce să zic. Am sentimente amestecate. Aia e? Nu mai putem da înapoi. E stabilit. Hai, pufana. Pe forță. E totul spre bine. Pui pe ei. Suntem primii. No, nu sunt de primii, dar nu merge nimic. Încă un pic? Gata, ne-am luat biletele. Am rezervat și locurile rezervat. Am pus pălăriile pe care le aveam acolo. Pălăriile cu care am pus ghiozdanele alea, bagajele alea, le-am pus în spate și microbuzul nostru, practic. Mergem până la McDonald's să mâncăm și noi ceva, că noi dacă am eliberat apartamentul nu mai aveam nimic de mâncare în casă. E 12:30 și la 1 plecăm spre piața. Asta până ajungem la Mecu din India. Sperăm să fie și ăla din Delhi, la fel de bun ca cel din Mumbai, care e preferatul nostru din toată lumea. Cel mai bun Mecu din România. În India? Da. În India, doar în Mumbai. Burțile pline și am fugit la microbuz, cum mai avem 10 minute. Până te-am găsit pe tine, fecior de părat. Deci, în concluzie, te-am făcut față de oraș, nu? E, dar tu de unde ai fost? Eu aveam buletin de oraș. Da. E ceva, nu? Asta e mai mari de atât, sunt slabe șansele să mai găsiți. Bună ziua, primiți cu Colinda. Rezolvăm dinții înainte să plecăm ca să nu mergem prin India. La stomacul ei au chirurgi foarte buni. Deci au chirurgi foarte buni. Dintr-un miliard 400 de milioane, cred și eu. N-am vrut să spun eu asta. Eu, noroc, de data asta am scăpat, nu mai am nicio problemă. Poate la anul, dacă mă o să mai vin să fac o verificare din asta. O revizie, cum s-ar spune. Nu e rău, dar... Dar ești bine. Deci nu e rău? Trebuie plombat, nu. Ăla care e fracturat în dreapta, are tratament de canal rupt. Deci e în regulă. De asta nu doare nimic, deși el e spart da, tot. Da. Atât că retenționează restul de acolo și e posibil. E posibil. Mare update din Arabia Saudită, nu credeam că o să zic asta vreodată. Doamne, n-am reușit să filmăm nimic aici pentru că nu e tocmai ok, nu e locul în care ți-ai dori să-ți faci probleme.
Și oricum s-au ținut problemele lanț de noi de când am călcat în aeroportul ăsta. Hai ca să vă zic așa, scurt, cam cum stă treaba. Noi, ca să ajungem în India, trebuia să trecem prin Arabia Saudită. Am încercat să facem vize online, am găsit un site gen de la guvern. Am vorbit cu un om de acolo, mi-a spus că trebuie să facem viza de tranzit acolo. Am dat $25 de om și n-am primit niciun răspuns după 12 zile. Bun, mai era o viză care costa undeva la vreo 500 de lei, dar n-am făcut-o pe aia pentru că am zis că facem de tranzit, nu de turiști. Între momentul în care noi aterizam în Arabia Saudită și următorul zbor erau aproximativ 4 ore și un pic. Am zis că nu are sens să ne facem viza pentru 90 de zile sau un an, că nici nu știm exact cât este, așa că o să ne facem viza aceea de tranzit. Ei bine, nu ne-a răspuns nimeni, nu ne-a dat nimeni nicio confirmare la viza aceea, deși am așteptat aproape 2 săptămâni. Când am coborât din avionul din București, din Wizz Air mai exact, mi s-a cerut viza pe care nu aveam nouă și tuturor celorlalți. Tot avionul. Tuturor celorlalți din avion, de altfel. A trebuit să stăm la niște roboței. Am stat la o coadă de 40 de minute să ne facem viza și când a venit rândul nostru, ni s-a spus acolo pe ecran, frumos și elegant, că țara noastră nu este eligibilă pentru viză. Problema e că, în mod normal, când pleci de acasă, te documentezi. Ei bine, noi ne-am și documentat pe Google, am și vorbit la ambasadă, ne-am uitat și pe MAE și, efectiv, e eronat complet totul. Informațiile sunt foarte încețoșate. Nu am reușit să aflăm nimic concret de la nimeni, nici măcar când am sunat la ambasadă, nu ni s-a spus exact ce trebuie să facem. Ni s-a spus că puteți luați viză pentru tranzit acolo on arrival. Am întrebat cât costă, nu a știut nimeni să ne spună cât costă, trebuia să sunăm luni să vorbim cu colegul, luni de dimineață noi am fost în avion și ne-am lovit de toate așa pe parcurs. Aici am plătit viza pentru amândoi de $250, dacă vă vine să credeți, pentru 3 ore de stat în aeroportul ăsta. Deci m-am spart. Excursia noastră a început în forță, stăteam la check-in și mă gândeam, de ce nu ne-am urcat noi într-un avion către Thailanda să mergem să stăm la soare frumos, la căldură, la mare? Și am ales tocmai India, că să trecem prin toată carababura asta. Știți că spuneam noi că o să vrem să ajungem în India odihniți fiind, pentru că data trecută eram foarte obosiți. Ei bine, după experiența asta din aeroport, ajungem tot terminat. Acum că am reușit și noi să ajungem la porți, după foarte multe peripeții, ne-am așezat la Domino's. Este ora 9:35. Și noi nu am mâncat decât niște covrigi în aeroportul din Otopeni. Așa că ne-am luat și noi o pizza mică, o să o șeruim și sperăm să ne țină până ajungem în India, că suntem lihniți de a trebui. Apropo de viză, să știți că n-am întâmpinat numai noi problemele astea. Erau foarte mulți oameni și francezi și englezi care treceau aici în tranzit și au avut aceeași problemă. A trebuit să își facă viză, chiar dacă așteptau unii și 50 de minute până la următorul zbor. Foarte ciudat, extrem de ciudat și nu înțelegem de ce e totul atât de vag și nu sunt informațiile astea, de ce nu le-am primit de la companie, pe e-mail, de ce nu se știe nicăieri. Deci da, dacă aveți cumva tranzit prin Arabia Saudită, asumați-vă că trebuie să plătiți acești $250 pentru două persoane. Ceva că e fum și în aeroport, să nu înțelegem de unde e. Dăm înainte. Suntem în Delhi, de-aia e fum peste tot. Foreigner Nationals, aici. Hai, da. Mă
aterizat în mijlocul Delhi-ului. Și acum ne căutăm hotelul. Suntem pe o străduță cu hoteluri pe stânga și pe dreapta. Mamă, prima impresie cum e aici, e de 10.000 de ori mai haos decât tot ce am văzut noi până acum în India. E altă Indie total și abia ora 7:30 dimineață. Ai zis că îl pui tu în spate pașaportul, de fapt. Ia să car și eu unul. Am preluat și camera de hotel și cred că e cu noroc. Prima experiență e bună, cel puțin așa la prima vedere. Hai să ne întoarcem, să vedeți și voi cum se prezintă de la intrare. Asta este camera, ăsta este patul, avem aici un spațiu mic cu fotoliu și o măsuță pentru cafea. Sunt prosoape, un televizor pe care cel mai probabil noi nu o să-l deschidem, aer condiționat, oglinda de la care ne-am văzut inițial, un fierbător, ok, ceșcuțe pentru cafea, o noptieră nu tocmai minunată, cum suntem noi obișnuiți aici în India, și ia să facem testul pernelor. Pernele sunt cu spumă! Wow, asta e ceva nou și arată cât de cât decent. A, sau doar o pernă e cu spumă. Ia să vedem și pe asta. Asta e normală, dar e foarte curată, mult mai curată decât cealaltă. Bun, mai departe, dulap, și asta este toaleta. Bineînțeles, ca de fiecare dată cu găletușă, dar e chiar ok. Îmi făceam griji. Am zis inițial că vrem să vedem camera și după aia o să o plătim, ca să nu ne mai luăm țeapă cum am pățit-o alte dăți de am plătit și după a trebuit să ne luăm banii înapoi. E totul bine și frumos, s-a dus Bogdan să achite, o să ne schimbăm și ne băgăm direct în pat, pentru că este ora 8, ora locală, asta înseamnă ora 4 și ceva în România și noi suntem plecați de la 10 dimineață, ora României. Deci am făcut foarte, foarte multe ore pe drum și hârtia igienică indiană, care are un centimetru grosime, sau mă rog, întreg sulu are un centimetru grosime. Avem aici 3 și tot nu fac cât un sul de ale noastre. Mi-era dor. Ți-era dor? Hai că am ieșit la treabă! Câteva ore mai târziu, odihniți, dușuiți, am ieșit și noi din casă. Mergem să mâncăm ceva pentru că suntem flămânzi de-a dreptul și nu știm cu ce ajungem, unde avem noi nevoie. Stai, că mergem de greșit. Mergem, bineînțeles că mergem greșit. Dar auzi, aveam restaurant fix aici vis-a-vis, chiar mai multe. Da? De Indian Grill. Ah, dar asta mi se pare că e bine la cult carne. Da, am bine. Am carne. Vrei să ții tu camera acum? Da, hai. O să lovești pe cineva? Deci cam așa arată zona în care stăm noi. E mult mai diferit față de tot ce am mai văzut până acum. Și noaptea și ziua, după cum v-am arătat și mai devreme. Dar e bine, până acum nu ne-a băgat nimeni în seamă. I-am schida 100 pentru ăștia 1,5 km, pe Uber era 144, da? Am ținut să menționăm că pentru două persoane 100, ca mai pățit-o noi. Sorry? Sifi! Sifi, what Sifi? What is Sifi? So you know where it is or no? Santos! Sir, you know? Santos! Here, here. Connect Plus! Connect Plus! Am rămas aici, am potmolit. Good! What is your name? My name is Rajesh. Rajesh? Sa. My name is Bogdan. Apare
aparent călătoritul în India e ca mersul pe bicicletă. Prima oară e mai greu până înveți, dar după aia devine o obișnuință și chiar dacă te urci pe bicicletă și după mai mult timp, îți amintești cum trebuia să faci. E bine așa și noi în India. Acum așteptam să fiu terorizată iarăși. Mi se pare că-s de aici am în care am ajuns, da, zici că m-am întors acasă, așa mă zic. Doamne, ultima oară am fost în India în septembrie anul trecut, în 2022. Și atât de tare ne-a plăcut încât iată-ne aici. Left. Ok. Ok. Left, no. No left? No left. Ieri dimineața eram în București. Azi suntem în New Delhi. Nu-mi vine să cred. Nici măcar habar n-am. Deci, e centru aici? Da, povesti, dar e centru, centrul al New Delhi-ului, ceva de genul. Oricum e super întortocheat să te uiți pe map să vezi cum arată Delhi-ul ăsta, că n-are niciun sens, adică nu-i fix în mijloc, e mai așa, mai într-o parte. Pentru că e dita mai metropola. Cred că am intrat în cel mai aglomerat restaurant din tot Delhi-ul. Suntem la Sandoz. Bogdan a găsit restaurantul ăsta în timp ce eu dormeam, se gândea unde o să mâncăm de seară și ca să nu ne începem călătoria cu McDonald's, așa cum o facem de obicei, mai ales McDonald's de aici din India fiind preferatul nostru, a zis el că mă scoate la restaurant în seara asta. Să nu fie muzică copyright asta. Hai, pe cum e? E unul care rage și crezi că e copyright. Artlist. Artlist este o platformă cu muzică și efecte audio, dar și vizuale, copyright free, ce oferă creatorilor de conținut posibilitatea de a-și îmbunătăți calitatea clipurilor și aduce totul la un alt nivel. Cu o singură subscripție poți downloada nelimitat și poți folosi conținutul oriunde, cum ar fi pe YouTube, pe TikTok, pe Instagram, pe Snapchat sau pe orice platformă cunoști tu. Aproape toate reel-urile sau TikTok-urile virale au ca sunet de fundal piese de pe Artlist. Chiar și brand-uri uriașe, cum ar fi Nike sau Mercedes, folosesc muzică de pe Artlist, așa că tu ce mai aștepți? Intră chiar acum pe link-ul din descriere, fă-ți cont și o să ai și 2 luni gratuit. Înainte de a-ți face cont, nu uita că Artlist a lansat și noul plan Artlist Max, care include muzică, efecte sonore, footage, adică videouri, templates, plugins pentru diferite programe cum ar fi Adobe Premiere sau Adobe After Effects și chiar și o aplicație ce te ajută să editezi videourile super simplu. Dar despre asta o să facem un vlog special. Am răsfoit meniul și eu cred că o să-mi iau panier butter masala. Bogdan vrea neapărat dalmacani, pentru că e cea mai bună chestie pe care poți să o mănânci oriunde, oricând. A încercat data trecută când am fost în India și i-a plăcut maxim, a fost mâncarea lui preferată. Pâinici, butter naan. N-ați spus nimic de nou look al soției mele, ce părere aveți de ea? Mă uitam aici la masă și lângă noi. Sunt oameni forță și sunt îmbrăcați exact ca Adriana, adică da, bărbații. Ăsta, bărbații, dar așa cum ne gândeam dacă chestia asta e pentru bărbați sau dacă e pentru femei, că n-am văzut nicio femeie până acum cu chestia de aia cu cap. Am văzut cu batic. African cel mai mult, genul ăsta de turban cu cap. Am înțeles. Eu mi l-am pus pentru că m-am spălat mai devreme pe păr și fiind februarie, în India este destul de rece seara. Nu știu cum era când am fost noi în septembrie. Nu, 13 grade. Da, vreo 13-15 grade maxim la ora 7 seara. Oricum și aici e foarte fric, când ne bate aerul ăla direct în țeastă, dar o să vină mâncarea și o să ne încălzim. Thank you. Am viața mea. Când am luat bumii. Do you like? Ce întuzează? Deci vă zic, nu este mâncare mai bună decât asta. Mamă, de bună! Merită să venim în India doar pentru asta. Da. Dar cum au avut chiar miros? Cum miroase prin trenuri a India.
întrebam dacă putem să mai primim un pliculeț din ăsta și ne-a adus domnul. Tocmai am ieșit de la restaurant. 1638 de rupii ne-a costat toată distracția. Am zis că până plecăm din Delhi aici venim și mâncăm zi de zi, însă o să ne luăm mult mai puțin. Acum n-am știut că sunt atât de mari porțiile. Puteam să ne gândim că data trecută când am venit în India toate erau tot așa de mari, dar am zis acum că hai să luăm mai multe, că nu se știe. Căutăm un 24/7. Un fel de 7-11. Un fel de 7-11, dar de India și non-stop. Și ne mai plimbăm pe aici, prin centrul ăsta. Ia uitați-le acum, ne-am ajuns aici, zici că suntem în Brooklyn. Bine! Cam bine! Mamă, ce te gaziu! Bine! Mi se pare super tare că există cultura hip-hop până și aici, în India. Mi se pare ireal. Și oamenii chiar sunt șmecheri, numai că oamenii din prejur nu prea au, nu prea au zvâc în ei. Bine! Mamă, cum e de tari sunt băieții, nu vine să cred! Thank you, thank you! Da, o rupt-o, o cam rupt-o bine. Foarte talentați, super talentați. L-am dat follow pe Instagram. Da. Se numesc... Ai grijă. Street Breakers, cu Z la sfârșit. Punem și undeva aici. Pare jos între. Foarte. So far so good, dar până acum New Delhi chiar e bine. Îmi place mult. Îmi place mult. Bine. Mă gândeam acum la puștiulică, la mic de a venit și a întrebat că how are you? Și zic că good, you? Și el... Good! Nu știu cum să zică. Mi abordeze, da, și a zis că are you a vlogger? Și eu, yes, what is your channel? Și mi-a întins repede telefonul să-i scriu acolo. Bine engleză. A dat subscribe și a și plecat, s-a dus, i-a pus rușine, a fost da. Da, uite așa, gen, adică cu rușine trebuie să fie. Nu să sară pe tine, să nu te lasă să respiri. Vine așa, gen, salut, vorbești două cuvinte și gata. A fost tare drăguț. Da, ca o primă impresie, super șmecher cum a fost și prima impresie despre Jaipur, cam așa mă simt, adică gen am feeling-ul ăla, forță. Oamenii făceau TikTok în spate, am trecut, le-am stricat. A, da? Sorry, sir. Destul de liniștit așa pe la ora asta. Adică e animat, dar uitați-vă un pic, chiar e liniște. Dar cred că e liniște doar aici, Pufi, că suntem într-o zonă mai nouă. Sau hai să traversăm până la jumate acolo, gen și după traversăm încă o dată. Am intrat la 24/7 acolo, am cumpărat un spray de țânțari pentru că este o aerisire la baie. Și am impresia că există suficient loc cât să intre țânțari pe acolo. Și ca să putem lăsa ușa deschisă, am zis să luăm spray de țânțari, mai bine să fie decât să nu fie. Am luat un suc de lămâie, un Limca, mi se pare că doar aici se găsește și nouă ne place foarte mult. E un fel de Fanta cu lămâie, dar parcă e și mai bun. Ne-am urcat într-un Uber pentru că avem vreo 8 minute de mers cu mașina până la hotel și o să stăm ca niște cucuvele în seara asta pentru că e ora 10 și noi cum am dormit ziua suntem total dați peste cap cu jet-lag-ul ăsta, cu fusul orar, dar ne obișnuim noi zilele astea.